putem să viețuim în lumea aceasta. De aceea dorim să încredințăm în mâna Domnului toată slujirea acestei seri și ne rugăm pentru cei care sunt împreună cu noi să slujească, Dumnezeu să lase har peste ei. Ne bucurăm să avem în mijlocul nostru pe fratele Manu Negrea de la Arad. El va cânta în seara aceasta și noi împreună cu fratele vom lăuda numele Domnului. Pentru vestirea cuvântului este fratele Cristi Boariu, care slujește în Biserica Muntele Sionului din Deva. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Cristi. Alături de mine este și fratele păstor Ghiță Moș de la Biserica Maranata. Dânsul va avea un îndemn și un cuvânt pentru noi în seara aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze și pe fratele Ghiță și pe toți ceilalți care suntem în locul acesta. Așadar, vrem să lăudăm numele Domnului. În continuare, fratele Manu va aduce un grupaj de cântări. Apoi, corul bisericii va cânta și, în urmă, fratele Ghiță Mois ne va aduce un cuvânt, un îndemn și iarăși vom sta în rugăciune. Amin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem în seara aceasta împreună la casa Lui și nu-i loc mai frumos decât locul acesta. Și mă rog ca în seara aceasta să fie binecuvântat Tatăl Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt și toți cei care așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos pe nori de slavă, să spunem din toată inima tare, amin! Maranata, Domnul nostru vine! Cântarea care doresc să o cântăm împreună în continuare spune: ce împărtășire, ce bucurie când mă las pe brațul Domnului, ce fericire, pace îmi dă mie când mă las pe brațul Domnului. Poate ca și mine și dumneavoastră ați căutat bucuria în lucruri trecătoare, în lucruri efemere de pe pământul acesta, dar bucuria adevărată nu este nici într-o casă frumoasă, nici să ai o mașină frumoasă, nici să ai o familie cu copii mai mulți sau cu copii mai puțini. Bucuria adevărată este în prezența Domnului Iisus Hristos. Și în seara aceasta este un timp prielnic și mă rog ca Domnul Iisus Hristos, peste timpul care ne stă înainte, să lase prezență de sus, să lase Duhul Sfânt la lucru și inimile noastre să fie înviorate de prezența lui Dumnezeu. Amin. Haidem împreună să lăudăm numele Domnului, împreună cu toții, din toată inima. N-am capacitatea să fac o biserică să cânte, dar Psalmul 84 mă salvează și spune: ferice de cei ce sunt în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Haidem împreună cu toții, dacă puteți acolo atenic să coborâți mai încet, eu de obicei cânt mai încet, vreau mult mai încet, ca să nu deranjăm, să putem să cântăm împreună. Ce împărtășire, ce bucurie, când mă las pe brațul Domnului, ce fericire, pace-mi dă mie când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt scutit prin grația Părintelui. Eu sunt scutit când mă las pe brațul Domnului. Ce dulce a fi un călător când mă las pe brațul Domnului, o rază e al meu conducător când mă las pe brațul Domnului. Ce dulce e a fi un călător când mă las pe brațul Domnului. O rază e al meu conducător când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt scutit prin grația Părintelui. Eu
De ce să mă tem, ce să mă înfrice când mă las pe brațul Domnului? Domnul e aproape, am pace dulce și cred din toată inima că în seara aceasta Domnul Iisus este prezent cu noi. Gloria lui Dumnezeu! A spus că ori de câte ori doi sau trei se adună în numele Lui, El coboară și este prezent în mijlocul lor. De aceea haidem să slăvim numele Domnului. Cartea aceasta sfântă spune că este frumos și se cuvine să dăm slavă lui Dumnezeu. În altă parte, în Psalmul 95 spune: veniți să lăudăm numele Domnului cu bucurie, să strigăm înaintea Domnului, să facem să răsune cântece de laudă în cinstea Domnului Iisus Hristos. Haidem în seara aceasta să facem să răsune cântece de laudă în cinstea Domnului Iisus Hristos și mă rog ca în seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca și altă dată, în timp ce cânta Israelul de altă dată și Duhul Sfânt cobora la lucru, mă rog ca în seara aceasta să coboare Duhul Sfânt al lui Dumnezeu la lucru și în seara aceasta, în locul acesta, să rămână un singur Duh. Duhul Domnului Iisus Hristos, amin, Duhul Sfânt. Haidem împreună ultima strofă. De ce să mă tem, ce să mă înfrice, când mă las pe brațul Domnului? Domnul-i aproape, am pace dulce, când mă las pe brațul. Când Iisus va veni, mi-e dor în față să-L privesc. Cu toți cei sfinți salvați prin har, la tronul Său ceresc. Doresc curând să mă întâlnesc. Mi-e dor mult de Domnul meu Iisus, mi-e dor de Regele meu Sfânt. Aștept să-L văd pe nori și acasă să mă ia, să aud al îngerilor cânt. Refrenul spune: mi-e dor mult de Domnul meu Iisus și mi-e dor de casă, mi-e dor de soție, mi-e dor de copii în perioada asta, pentru că suntem mult plecați de acasă, dar cel mai mult mi-este dor ca în seara aceasta să-L văd pe Domnul Iisus la lucru. Să-L simt aproape de inima mea, să-L simțim aproape de viețile noastre. Vin plin de bucurie pentru că anul acesta am văzut mâna lui Dumnezeu în familia noastră, am văzut cum Dumnezeu atunci când s-a îmbolnăvit copilul cel mic de 2 luni, într-un mod miraculos, când medicii n-au putut să facă nimic, au scris rețete, au dat medicamente, într-o seară la o biserică mică din țara aceasta, o biserică deschisă, doar acum era făcută inaugurarea, a venit un om la mine la final și a zis: vei vedea că în zilele ce urmează Dumnezeu va lucra și se va atinge de copilul tău și va lucra în familia ta. I-am spus soției lucrul acesta și am crezut că Dumnezeu va lucra, pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ. Glorie lui Dumnezeu! El spune un cuvânt și ia ființă, El poruncește și apare ca și cum ar fi fost dintotdeauna și mă rog ca în seara aceasta să aibă un cuvânt pentru mine și pentru noi toți. Amin! Căci omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Și am spus soției: ne-a promis Dumnezeu că face o minune în familia noastră, se va atinge de copilaj. 9 zile a fost bolnav, era foarte grav bolnav cu stomacul și
când i-am spus, o zis, mă bucur să aud asta. A doua zi am vorbit la telefon cu ea și la al doilea telefon m-a spus, băiețelul nu mai are nimic, e vioi, e sănătos, e bine, e bucuros. Și zic, cum așa? Păi zice, n-ai spus tu că Dumnezeu va lucra? Ba, zic, am zis, dar zice, dar nu i-am mai dat nici medicamentele. Vă spun sincer că n-am avut așa credință ca și ea și am zis, mai dă-i totuși preventiv câteva zile, să simt sigur că e bine. Și o zic, măi, dacă Dumnezeu a vorbit, înseamnă că se împlinește. Și am venit acasă după câteva zile și am întrebat-o, măi, sigur e bine copilul? Sigur, fii liniștit. Și abia după 3 zile am crezut și eu. De-aia au crezut din prima și Dumnezeu a adus vindecare în familia noastră. Mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să ne mărească credința tuturor. A spus soția, cred că e timpul să trăim prin credință și probabil că e vremea să trăim prin credință, căci fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Ajută-mă, te rog, scrie refrenul cântare, asta e o cântare de cor, de grup, de biserică, să putem să-l cântăm până la final împreună cu tot. Adeseori necazuri vin și drumul pare greu, dar Domnul e de partea mea. Său, să nu descurajez, că sunt condus de mâna sa. Mi-e dor mult de Domnul meu Iisus, mi-e dor de Regele meu Sfânt. Aștept să-L văd pe nori și acasă să mă ia. Să mă ia, să aud al îngerilor când. Aștept curând să pot pleca spre patria de sus, să văd pe-al meu Mântuitor. De cazuri, lacrimi și aici vor rămânea, când voi pleca spre cer în zbor. Mi-e dor mult de Domnul meu Iisus, mi-e dor de Regele meu Sfânt. Aștept să-L văd pe nori și acasă să mă ia, să să mă ia, să aud al îngerilor când. Haideți cu toții, mi-e dor mult de Domnul meu Iisus, mi-e dor mult de Domnul meu Iisus, mi-e dor de Regele meu Sfânt. Aștept să-L văd pe nori și acasă să mă ia, să aud al îngerilor când. El în cer ne va deschide poarta de mărgărita. Și spălați în al lui sânge, și spălați în al lui sânge, salvați prin har. Dragoste divină sfântă, dragoste divină sfântă, ce adânc te dăruiești și din inima lui Iisus peste vreme
dragostea Lui rămâne neclintită. El în cer ne va deschide poarta de mărgăritar și spălați în al Lui sânge vom prăși salvați prin har ca o fiară urmărită. El ne-a mântuit, El în cer ne va deschide poarta de mărgăritar și spălați în al Lui sânge vom păși salvați prin har. Dragoste divină Sfântă, mi-a iertat orice păcat. Voi, haideți cu bucurie! Fericire toată viața ne-nce. Domnul Iisus ne-a făcut bine, să-i cântăm cu bucurie. El în cer ne va deschide. El în cer ne va deschide poarta de mărgărita și spălați în al Lui sânge vom păși salvați prin har. Iar în clipa înserării, când trudit ajung în prag, voi intra privind la Iisus între al Sfinților și rac. Și Efrenul spune așa de frumos: și spălați în al Lui sânge vom păși salvați prin har. În cer poate să ne ducă un singur lucru, nu poate să ne ducă religia, nu poate să ne ducă religia penticostală, ortodoxă, baptistă, catolică, adventistă. În cer poate să ne ducă un singur lucru, sângele Domnului Iisus Hristos. Și mă rog ca jertfa Domnului Iisus Hristos să aibă valoare în seara aceasta, mă rog ca jertfa Domnului Iisus Hristos să fie activă în seara aceasta, în locul acesta, glorie lui Dumnezeu. Haidem împreună ultima strofă, iar în clipa înserării. Iar în clipa înserării, când trupit ajung în prag, voi intra privind la Iisus într-al Sfinților și rag. Din toată inima, El în cer ne va deschide, El în cer singurul care poate să deschidă poarta cerurilor, poarta de mărgăritar și spălați în al Lui sânge vom păși salvați prin har. Vrei tu să scapi de păcat, sarcină, prin sfânt sângele Domnului Iisus Hristos? Vrei tu să învingi răul din inimă? Se poate, nu putem prin puterile noastre, doar prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și mă rog ca în seara aceasta, dacă ai venit aici împovărat, din toată inima mă rog să primești eliberarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ridice poveri în seara aceasta. Dacă ai venit aici trist, mă rog Domnul Iisus din inimă să-ți ofere liniște, să-ți dea pace. Dacă ai venit neliniștit, bântuit de duhuri, poate împotriva familiilor noastre, împotriva copiilor noștri, împotriva noastră s-au ridicat energii demonice. Mă rog ca în seara aceasta să cadă orice legătură în numele Domnului Iisus. Mă rog ca în seara aceasta Domnul Iisus să poruncească ca în Gadara. Mă rog ca în seara aceasta să primim eliberarea lui Dumnezeu. M-a rugat Domnului să pregătească ceva cântări și astea sunt cântările care le-a pregătit pentru seara aceasta și mă rog ca în continuare Duhul Sfânt să fie peste cuvintele cântării. Dacă pregătesc eu cântare doar așa ca să treacă timpul, astăzi pentru că am avut mai mult timp, m-am rugat mai mult și am zis: Doamne, te rog intervină Tu în lista de cântare. Te rog pregătește Tu cântări pentru seara aceasta.
avem nevoie în aceste vremuri de prezența Ta mai mult ca oricând. Când vedem că toate lucrurile se clatină din temelii, dorim ca în seara aceasta Duhul Sfânt coboare la lucru, dorim ca în seara aceasta să simțim prezența Lui Dumnezeu, cum îmi doresc pentru copiii mei și pentru familia mea, mântuirea. Cu dorința asta mă duc în fiecare seară și zic, Doamne, dacă printr-un vers de cântare, dacă printr-un cuvânt, o inimă simte prezența Ta, mă duc acasă bucuros că știu că n-am bătut drumul degeaba. Mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să fie înălțat. Mă rog ca mai presus de cântare, mai presus de poziția noastră, mai presus de rugăciune, dacă mai fi tot de cuvânt, peste toate și în tot să fie înălțat Dumnezeu. Haidem împreună și mă rog ca în seara aceasta puterea Domnului Iisus Hristos de la cruci să aducă eliberare și mântuirea să vină peste noi, peste copiii noștri, peste casele noastre și într-o zi când se va auzi trâmbița, împreună cu cei de la Baia Mare, împreună cu cei de la Arad, de la Deva, din România și din lumea întreagă să intrăm în întâmpinare și să intrăm împreună pe porți în cetate. Haidem împreună în continuare să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze. Vrei tu să scapi de păcat, sarcină se poate prin sfânt sângele al lui Iisus. Vrei tu să învici răul tine, se poate prin sfânt sânge al lui Iisus. E puterea ce face minuni și astăzi, e puterea ce minuni face sângele mielului. E puterea ce minuni face înscum sângele al mielului. Vrei să fii liber de pat? Da, Doamne, vreau! Prin sfânt sânge sfânt al lui Iisus. Vin la calvar și vei fi, vreau să fiu vindecat. Prin sfânt sânge al lui Iisus. Închină-te lui și laudă-l pe el. E puterea ce minuni face sângele Domnului Iisus. Mielul lui e puterea ce minuni face înscum sângele al mielului. Vrei să fii alb, mai alb ca zăpada, prin sângele sfânt al lui Iisus. De orice scap viață, doar la El-i viață, prin sfânt sânge al lui Iisus. E puterea ce minuni face sângele mielului. E puterea ce minuni face înscum sângele al mielului. Puterea Domnului Iisus face minuni. E puterea ce minuni face sângele de la calvar, de la Golgota, mielul lui. E doar puterea Domnului Iisus. Ce minuni face înscum sângele al mielului. Glorie Domnului Iisus. Amin. Thank you.
Aș vrea să deschidem la pagina 1118 și vreau să citesc un singur verset, anume versetul 1, de la 1 Corinteni, capitolul 9. Așadar, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 1, unde apostolul spune: Nu sunt eu slobod, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru, nu sunteți voi lucrul meu în Domnul. Dacă ne uităm cu atenție la acest verset, vedem că este clădit din 4 întrebări. Și dacă ne uităm cu atenție, fiecare dintre aceste 4 întrebări sunt întrebări retorice, dar în spatele lor se ascunde concepția Sfântului Apostol Pavel despre viața cu Dumnezeu. Ce lucru extraordinar că acest cuvânt este valabil și pentru noi în seara asta. Și vorbim la absurd, dacă lumea asta ar dura la infinit, cuvântul lui Dumnezeu se potrivește pentru orice generație. Pentru că Hristos și Biblia, și în Biblie nu găsim doar învățături pe care civilizația să le strivească în mersul ei, ci găsim principii care sunt imuabile, care sunt veșnice. Așadar, aici găsim câteva principii călăuzitoare pentru Pavel. Primul dintre ele este cunoașterea personală. Aș vrea să vă uitați la treia întrebare. N-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru? Adică Pavel, cel care înainte se numea Saul din Tars, un om învățat, un om care învățase la picioarele lui Gamaliel, un om care, cum zice românul, avea în degetul mic cele 3 culturi de pe vremea aceea, cultura evreilor, a romanilor, cultura grecilor, un om extraordinar, un om special, un om care cunoștea pe de rost cele 613 precepte ale legii lui Moise. Omul acesta avea o râvnă sălbatică pentru legea lui Dumnezeu și a primit scrisori de acreditare din partea mai marilor iudei din vremea aceea să meargă la peste 250 de kilometri distanță la Damasc și să prigonească pe toți care cred în Hristos. Și noastră știți, atunci când s-a apropiat de Damasc, Hristos a dat cu el de pământ, l-a pus cu nasul în colb. Și a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și el, ca dintr-un vis, se trezește și spune: Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Ți-ar fi greu să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș. Și el spune: Doamne, ce vrei să fac? Așadar, Saul din Tars, care a devenit apostolul Pavel, l-a cunoscut personal pe Domnul Iisus Hristos. Știți că aceasta este datoria fiecăruia dintre noi? Știți că Dumnezeu și astăzi, în secolul 21 după Hristos, se revelează fiecăruia dintre noi? Acolo unde omul este sincer și dorește să-L cunoască pe Dumnezeu, Dumnezeu spune: Iată-mă! De aceea aș vrea ca Domnul să ne atingă în această seară. Aș vrea ca Domnul să vorbească fiecăruia dintre noi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar în viața lui Pavel mai găsim un principiu, și anume libertatea în Hristos. Prima întrebare: nu sunt eu slobod? Adică nu numai că îl cunoști pe Hristos, dar cunoașterea lui Hristos îți aduce libertate. Veți cunoaște adevărul și adevărul va face slobozi. Și vreau să vă spun că acest verset, Ioan 8:32, se explică foarte bine cu versetul anterior. Dacă veți rămânea în adevăr, Ioan 8:31, în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul, veți fi ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul va face slobozi. Așadar, aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute fiecare să experimentăm libertatea pe care o aduce Dumnezeu prin Duhul Sfânt. O libertate în Hristos, o libertate binecuvântată în viața noastră, slăvit să fie Domnul. Dar la Pavel aici mai găsim încă un principiu. A doua parte a versetului: nu sunt eu apostol. Adică el s-a întâlnit cu Hristos, l-a cunoscut personal, a simțit libertatea lui Hristos, dar omul care se întoarce sincer, omul acela trebuie să lucreze pentru Dumnezeu. Dacă vă uitați în Biblie, în Fapte, capitolul 9, versetul 15, când Domnul îl trimite pe Anania și spune: du-te la Saul că se roagă. Spune: Doamne, dar omul ăla care a făcut așa de mult prăpăd în bisericile tale și în lucrarea ta, și spune: du-te că el este un vas pe care l-am ales și va duce numele meu înaintea împăraților, înaintea neamurilor, înaintea fiilor lui Israel. Și la Fapte 9:16 spune Biblia: și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Deci iată, nu e suficient să-L cunoști, să fii liber, ci trebuie să lucrezi pentru Dumnezeu. Fiecăruia, după cum Dumnezeu ne-a dat, noi trebuie să lucrăm pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Zice Biblia: tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți ca pentru Domnul, slăvit să fie Dumnezeu. Și
un alt lucru, un al patrulea principiu care călăuzea viața lui Pavel. Și anume este vorba despre roadele slujirii. Zice, ultima parte, nu sunteți voi lucrul meu în Domnul. Dacă slujim cu dăruire lui Dumnezeu, vom avea roade, vom avea binecuvântare de la Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați în această seară. Aș vrea să avem această certitudine că noi stăm în prezența lui Dumnezeu. Că Dumnezeul lui Pavel este și Dumnezeul nostru. Că Dumnezeul Scripturilor este în mijlocul nostru în seara aceasta. El este viu în vecii vecilor. Slăviți să fie numele Lui. Aș vrea aceste principii călăuzitoare să fie și în viața noastră. Dumnezeu a lăsat Scriptura pentru totdeauna și pentru toți oamenii. El nu face rabat de la voia Lui pentru nimeni. Și aș vrea ca să ne rugăm cu toată inima, să avem încrederea că Domnul ne ascultă și Domnul binecuvântează. N-aș vrea să vă deranjați de rugăciunea în comun, pentru că dacă Dumnezeul nostru este atât de puternic, sigur că concomitent poate să ne asculte pe fiecare în parte. De aceea, vrem în rugăciunea aceasta să venim și cu cauzele care le avem. Sunt aici câteva bilete, suntem solicitați să ne rugăm pentru sora Ana, ca Domnul să atingă de ea. Este un caz care mi s-a părut interesant, o tânără de 20 de ani, însărcinată în luna 6-a, i s-a descoperit o tumoară și a fost transportată de urgență cu elicopterul la Cluj. Domnul să o binecuvânteze. Astăzi, o tânără, se numește Lucica, a suferit o intervenție chirurgicală, i s-a aplicat un transplant de rinichi în Austria, să ne rugăm ca Domnul să o binecuvânteze. Amin. Am un prieten în Gherla de 57 de ani, este susținut doar de aparate. Să Dumnezeu să se atingă de plămânii lui și Domnul să-i dea sănătate. Oameni buni, eu cred că avem un Dumnezeu viu și adevărat. Dacă este cineva bolnav în seara asta aici, aș vrea să credeți că Dumnezeu poate să vindece. El este același ieri și azi și în vecii vecilor. Ne rugăm cu toții și în final, fratele Teofil va încheia cu rugăciunea.
Amin. Vă invit să vă reașezați. Continuăm să lăudăm numele Domnului. Fratele Manu Negrea va cânta un grupaj de cântări. Corul va mai cânta o cântare. Din nou fratele Manu va cânta. Și apoi ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului predicat prin fratele Cristi. Amin. Omule, din toată truda ta, tu de aici cu ce vei pleca? Suntem din pământ și trecători, și aici doar niște călători. Pleca de aici toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici. Atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Vine clipa de aici toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici. Atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori, nu sunt valori. Dacă cerul e departe acum, omule, întoarce-te din drum. Fă ce-a zis Iisus de atâtea ori și adună-ți azi în cer comori. Vine clipa pleca de aici toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici. Atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile cei mici. Atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori, nu sunt valori. Dacă Biblia nu te-a convins, doar păcate, grijuri te-au învins, poți muri, dar fără de Hristos, tot ce ai nu-ți este de folos. Și cei mici atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Vine clipa
de aici. Toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici, atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori, nu sunt valori. Amin. Fă bine zi de zi și dă fără cârtire, de vrei bogat să fii cu Domnul în mărire, că ce faci pentru El în ceruri dăinuiește, iar ce strângi în alt fel aici se risipește. Celor slabi și sărmani, din ce ai fă-le parte, în partea al tău venit cu cel în neputință, și vei primi însutit a lui bună voință. Domnul împrumută, aceasta dacă o faci și cerul te ascultă, de ești aici milos și credincios în toate, te va primi Hristos în sfintele palate. Haideți să încercăm cu toții! Aruncă-ți pâinea pe ape și partea Domnului nu o opri, dă celui ce-n poartă îți bate și după o vreme iar o vei găsi. Aruncă-ți pâinea pe ape, ajute Dumnezeu la lucrul acesta pe fiecare. Amin.
Și eu am.
ține rog mereu. Te-ai oprit în clipe grele și cu drag privind la stele vei vedea că-i scris pe ele Dumnezeu. Vei vedea că-i scris pe ele Dumnezeu. Dacă două mari zăvoare nu te-ar ține cătușat, ai șoptit ce meșteloare, scoate păsări cântătoare și ți-ar spune orice floare e Dumnezeu. Și ți-ar spune orice floare e Dumnezeu. Dacă marea străinării nu te-ar ține rob mereu, ai striga în largul țării, Tatăl îndurării, și ți-ar spune valul mării Dumnezeu. Și ți-ar spune valul mării Dumnezeu. Dacă ți-ai vedea veșmântul care îmbracă vechiul leu, ai umplea de plâns pământul, dar primind cu drag cuvântul, vei simți întiept Sfântul Dumnezeu. Vei simți întiept pe Sfântul Dumnezeu. Dacă ți-ai vedea veșmântul Sfântul Dumnezeu, vei simți în piept pe Sfântul Dumnezeu. O, de-aș avea eu liniu mie și mii de buze să
tăcesc puterea mele. De ce tăcesc puterea mele? Cântării spune, aur, argint n-am să-ți dau, dar în numele Lui Mare, numele Lui Iisus Hristos, tu ridică-te în picioare. Și mă rog ca la acest final de seară, în seara aceasta, bolnavii să se ridice în picioare, să plece pe picioarele lor. Mă rog ca la acest sfârșit de seară, cei nemântuiți să se ridice pe picioare, să plece cu mântuirea în casele lor. Și Dumnezeu să lucreze în continuare. Amin. Poarta cea frumoasă stau locul, să ceară El de milă cât un ban. L-au întâlnit la ceasul rugăciunii și Lui vorbirea între trup și oan. Aur, argint n-am să-ți dau, dar în să-ți dau, dar în numele Lui Mare, în numele Lui Iisus Hristos, tu ridică-te în picioare. S-a ridicat-o locul în picioare, plin sărit lăudând pe Dumnezeu. A fost atunci o zi de sărbătoare și pentru tine este, dragul meu. Aur, argint n-am să-ți dau, dar în numele Lui Mare, dar în numele Lui Mare, Iisus Hristos, tu ridică-te picioare. Aur, argint n-am să-ți dau, dar în
pe picioare. De aur azi bisericile spline, la poartă stă mulțimea de ologi, așteaptă în zadar mișcarea apei. Vino, Doamne! Vino, Doamne, fă-ne sănătoși! Aleluia! Aur argint n-am să-ți dau, dar în numele Lui Mare, dar în numele Lui Mare, în numele Lui Iisus Hristos, tu ridică-te picioare. Haideți cu toții! Aur argint n-am să-ți dau, dar în numele Lui Mare, în numele Lui Iisus Hristos, tu ridică-te picioare. De ce nu se mai vindecă bolnavi? De ce păcatul este tot mai greu? Răspunsul vine acum din Scriptură. Vrea pocăință astăzi Dumnezeu. Aur argint n-am să-ți dau, dar în numele Lui Mare, în numele Lui Iisus Hristos, tu ridică-te în picioare. Aur argint n-am să-ți dau, aur argint n-am să-ți dau, dar în numele Lui Mare, în numele Lui Iisus Hristos, tu ridică-te în picioare. Mai cântăm încă o dată strofa a doua, apoi urmează cuvântul lui Dumnezeu. Cântările sunt frumoase, dar acela ce schimbă vieți este cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelie înseamnă veste bună și mă rog ca în seara aceasta vestea bună să fie vestită în puterea Domnului Iisus Hristos. Amin! Haideți să spunem cu toți tare. Amin! Amin! Haideți încă o dată strofa a doua și apoi refrenul. S-a ridicat ologul în picioare, plin de bucurie, umblând, sărind, lăudând pe Dumnezeu. A fost atunci o zi de sărbătoare și astăzi este la fel. Și pentru tine este drag, e sărbătoare că trece Domnul. Aur argint n-am să-ți dau, dar în numele Lui Mare, în numele Lui Iisus Hristos, tu ridică-te-n picioare. Aur argint n-am să-ți dau, dar în numele Lui Mare, în numele Lui Iisus Hristos, tu ridică-te-n picioare. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu... Haideți încă o dată refrenul. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Și dați-mi voie să zic în toată inima, trăiască Domnul! Amin! Dragii mei, haideți să deschidem Evanghelia. Ea are putere dacă e trăită, nu doar auzită. Haideți să citim acest cuvânt al lui Dumnezeu din Ieremia, capitolul 36. Începând cu versetul 21, voi citi câteva versete. Pagina din Biblie 776.
Împăratul a trimis pe Yehudi să ia cartea. Yehudi a luat-o din odaia logofătului Elishama și a citit-o în auzul împăratului și în auzul tuturor căpetenilor care stăteau împrejurul împăratului. Împăratul ședea în casa de iarnă, căci era în luna a noua și înaintea lui era un foc de cărbune aprins. După ce Yehudi a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. Împăratul și toți slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfârșiat hainele. Elnatan, Delaia și Gemaria stăruiseră de împărat să nu ardă cartea, dar el nu i-a ascultat. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Una din strofele care fratele Manu le-a cântat aici spunea: vrei să fii alb, mai alb ca zăpada. Și dacă ai cântat această cântare în Africa, africanii s-ar uita la tine întrebător și te-ar întreba ce înseamnă zăpadă. Dacă ai cânta-o în Spania sau în alte țări unde ninge foarte rar sau deloc, oamenii n-ar înțelege comparația aceasta. Dar atât Biblia cât și poeții noștri au încercat să ne le aducă mai aproape pe Dumnezeu folosind lucrurile din jurul nostru, lucrurile materiale, anotimpurile, semănatul, nevodul și alte pilde pe care Iisus Hristos le-a folosit pentru acele vremuri. De aceea, dragii mei, îmi cer îngăduiți în această seară să folosesc și eu anotimpul în care trăim și să vă spun ce poate aduce iarna în sufletul omului. Dacă ar fi să fac un sondaj cu ei place iarna, sunt sigur că numai schiorii și copiii ar ridica mâna sus. La restul nu ne place iarna. Mai ales dacă stai la țară și trebuie să faci focul în fiecare dimineață, nu prea îți place iarna. Mai ales dacă ai căzut vreodată pe gheață în viață, deja din octombrie începi să faci probleme. Dragii mei, aduc aminte că într-o zi, într-o dimineață din această iarnă, copiii au venit la pat foarte devreme dimineața, nu știu, undeva pe la 6, o tras de noi, de mine, de soție. Tati, o nins, zice, afară. Când am văzut cum strigau, am crezut că e vreo 2 metri zăpadă. M-am sculat, am strigat în pat, am zis că cine știe ce se întâmplă, nu mai găsesc mașina. Când acolo erau 3 centimetri zăpadă afară. Dar ei aveau o bucurie. Pentru că anotimpul lor preferat și săniușul, omul de zăpadă, nu? Bătaia cu bulgări, patinoarul. Sunt promisiuni cu care îi cumpărăm ușor iarna, mai greu e vară. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că mai este cineva la care îi place iarna, acesta se numește diavolul. Și tare mult îi place la diavolul iarna, să fie iarnă în biserică, să fie iarnă în casa ta, să fie iarnă în inima ta. De aceea permiteți-mi în această seară să vă aduc din Sfânta Scriptură 3 elemente ale iernii. Și primul element de care vreau să vorbesc este frigul. Poate apărea frig în viața noastră. Poate apărea frig în primul rând între om și Dumnezeu. Stătea împăratul despre care citeam aici, stătea în casa de iarnă. Probabil că au angajat o firmă specializată în travertin și în marmură să-i facă un șemineu extraordinar. Cele mai frumoase și cele mai bune lemne și cele mai durabile erau la cheremul lui, la dispoziția lui. Era un foc acolo frumos, aprins. Și la un moment dat bate cineva la ușă. Și intră unul din slujitorii împăratului având în mână o carte pe care Baruch o scrisese la dictarea lui Ieremia. Erau cuvintele lui Dumnezeu. Singurul lucru care putea aduce cu adevărat căldură în acea zi, în acel loc, era cartea lui Dumnezeu. Numai că unii atâția gheață au în casă și în inimă, încât nu rezistă mai mult de 3-4 versete sau 3-4 foi din Biblie să citească. Și au început să citească și după 3-4 foi au zis împăratul: opriți-vă, dați-mi aici un briceag, zice, dați-mi un cuțit aici. Și-a prins cartea cu o mână și-a băgat cuțitul în ea și-a tras până jos. Lângă el erau câțiva oameni care începuseră să se topească gheața din inima lor. Și-au zis: împărate, nu arunca pe foc cartea asta,
că în criza în care suntem aici, în problemele în care suntem, cuvântul lui Dumnezeu dat prin Ieremia e singurul care poate să aducă căldură. Și împăratul a zis, dați-mi pace, sunt împărat și fac ce vreau. Și-a luat cartea lui Dumnezeu, și-a luat cartea lui Ieremia și-a aruncat-o pe foc. Dragii mei, nu știu cum stați acasă cu căldura. Am fost în familie unde nu mergeau caloriferele. Dacă ne-am pus pe genunchi, n-a seama că era cald în casă. Și am fost în familie unde erau mii de euro investiți în șeminee și era frig în casă. Pentru că adevărata căldură nu dă focul acesta material. Ce folos că ai șemineu de 10.000 de euro, nu? Și soția nu vorbește cu tine. Te ajută cu ceva asta? Dacă ești certat cu cineva, dacă ești în problemă cu cineva, nu? Dacă n-ai mai simțit de mult și n-ai mai auzit de mult vocea lui Dumnezeu în familia ta, în casa ta, s-ar putea să fie frig. Poate în urmă cu 10, 20, 30 de ani, când deschideai cuvântul lui Dumnezeu, începeai să lăcrimezi, să plângi. Și versetele acestea din Biblie îți dădeau biruință în ziua aceea și putere. Și mergeai acasă și mergeai la lucru și mergeai la școală plin de bucurie. A fost o zi când ascultai predici, când ascultai mărturii, când pe toți frații de lângă tine îi vedeai sfinți, când te puneai în fața lui Dumnezeu pe genunchi, cu smerenie, și ți se părea o oră că-s 5 minute. Astăzi te pui 5 minute și se pare că e o oră. Așa de greu trece timpul. Dragii mei, mesajul acesta, vorbeam și cu Manu Mașină, nu-i doar pentru prieteni, e și pentru biserica dumneavoastră. Am spus aseară la Betel în Oradea, dacă ceva lipsește din bisericile noastre, din căminele noastre, din viețile noastre, nu-s banii, nu-s euro, nu-s dolari, nu-s iPhone-urile, nu-s Samsung-urile. Dacă lipsește cineva, ceva, e căldura aceea care aduce Evanghelia, care aduce cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu cum stai cu relația cu Dumnezeu. Cea mai frumoasă carte din lume care îți poate aduce pacea, liniștea și bucuria, o ținem la distanță. Și avem reviste Automoto lângă noi, ca să nu mai vorbesc de alte reviste care se vând tare bine astăzi. Și Biblia gratis nu vrea nimeni. Am vrea ceva pentru țara noastră, am vrea o trezire. Dar nu se poate, cât timp e frig între mine și Dumnezeu, nu se poate să fie binecuvântare. Dumnezeu nu binecuvintează păcatul, oameni buni. Tot la 5 minute în România avem un avort. La fiecare 5 minute în România avem un avort. Am fost cu soția mea într-o zi la Kaufland înainte de sărbători. Toți 4 copiii cu noi se uitau la noi ca și cum am fi de compătimit. Sărace, zice, sărmanii. Dacă meream cu 7 câini după mine, cred că m-aplaudau oamenii. Nu mai era de mirare. Dar astăzi, dacă cumva pui preț pe valorile lui Dumnezeu, pe familie, pe ceea ce diavolul vrea să destrame, ești considerat vechi. I-am spus soției ca să o încurajez. Cine te compătimește astăzi te va invidia mâine. Mai trebuie să așteptăm câțiva ani și vom fi invidiați. Dragii mei, am început să lăsăm fricul pe care diavolul vrea să-l aducă. Am început să-l aducem între noi și Dumnezeu. Dacă vedem că cineva plânge la o cântare, ne uităm ciudat la el. Mă, dar ce-a făcut ăsta? A făcut o crimă? Deci, de-aia plânge. Nu, s-ar putea să vizise o vorbă și să nu fi fost vorba aceea bună și pentru care conștiința trează încă pentru o vorbă să plângă înaintea Domnului. Că altul pentru crimă nu mai plânge. Te uiți să vezi, dar de ce altul simte bucurie, altul se roagă cu foc? Altul vine la adunare. Nu? Cântam o cântare extraordinară mai înainte. Ologul. Interesant, mă gândeam în timp ce cânta fratele Manu cântarea. Ologul la nouă a fost la biserică și era olog. Astăzi mulți sănătoși nu vin la nouă la biserică. Nu e vorba de dumneavoastră, bineînțeles. La nouă era ologul la biserică. Dar ce frumos că și păstorul a fost la biserică la nouă, nu la 10 și la 11. Nu? Ce frumos. Și Petru și Ioan împreună mergeau. Eu dacă eram în locul lui Ioan, nu știu dacă puteam merge cu Petru, nu? Cu câteva zile înainte s-o lepăda de Iisus Hristos. Îmi stricam imaginea, nu mai luam voturile. Știți? Apropo, nu? Nu? Păi cum, eu să mă afișez cu Petru lângă mine? Apostolul dragostei, eu înțeles ceva, că ce păcatele care sunt mărturisite cu lacrimi, sunt iertate, nu numai de Dumnezeu, și de frați. Amin.
Apoi poate să mai fie frig, dragii mei, nu doar în relația dintre mine și Dumnezeu, poate să fie frig între relația dintre mine și semenii mei. Matei 24:12, din pricina înmulțirii, ce? A fără de lege. Dragostea celor mai mulți se va răce. Dragii mei, ascultați-mă bine, cu cât există mai multă sfințenie, curăție, neprihănire, cu atât relațiile sunt mai apropiate, unitatea e mai mare. Cu cât există mai mult păcat, cu atât există mai multe bănuieli, fățărnicie, distanțe. Și Biblia ne avertizează din pricina înmulțirii păcatului, dragostea celor mai mulți se va răci. Și uitați-vă în lumea în care trăim. Mi s-a întâmplat în mie, numele cu vreo 10 ani, am vrut să ajut o bătrânică. Mama ne-a învățat acasă, dacă vezi pe o bătrânică că care din greu o plasă, să ajuți. S-a uitat la mine ca și cum vrea să-i fur poșeta. Din cauza păcatului care e la ordinea zilei și pe oamenii sinceri bănuim de păcat deja. Te întreabă cineva cum ești cu sănătatea. Stai și te gândești să-i spun ce bol am. Că pune TVA-ul și îmi spune la alții că am 3 boli în loc de una. Să-i spun sau nu-i spun. Parcă s-au făcut așa ziduri și parcă tot mai greu stau oamenii împreună. Dragii mei, uitați-vă că sunt lângă noi semeni care au nevoie de un cuvânt al dragostei. N-au nevoie de ulei și de zahăr în primul rând. Au nevoie de un cuvânt de ridicare. Spunea o mama 10 copii de lângă Sibiu. O femeie în vârstă, undeva la 80 și ceva de ani. Frate Cristi, eu sunt pocăită doar de câțiva ani. Am crescut 10 copii. M-am pocăit eu, s-au pocăit vreo 2 sau 3 din copiii mei. Dar peste drum de mine este un copil rebel. Unul din copiii mei stă exact peste drum de mine. În 2017, nu mi-a deschis odată ușa. Nu m-a întrebat odată, mami, ai ce mânca? Mami, cum stai cu factura la Enel sau la Rom Telecom? Nu. Și-o zis, frate Cristi, în ziua de Crăciun, știam că până la 12 o să iasă oamenii afară și la Revelion. Și m-am dus la Crăciun afară, nimic. Am zis, ies de Revelion afară să mă uit și eu la artificii. Sunt motivul ăsta că toți dau cu artificii, dar frate Cristi, dai seama că ce să fac eu la 90 de ani să mă uit la artificii? Nu pentru asta am ieșit. Am ieșit cu gândul acesta că o să iasă și copilul meu de peste drum. O să ne întâlnim privirile și nu o să treacă 2017 fără să ne salutăm măcar. Asta îmi doream. Și am zis, de Cristi, mi-am pus toată speranța în acel moment. Am ieșit afară, la 12 fără ce am fost în stradă. Mă făceam că mă uit după artificii. Dar privirea mea și inima mea era îndreptată peste drum. Acolo unde locuia copilul care nu îmi spusese o vorbă bună de ani de zile. Și la ora 12 am văzut că se deschide poarta de peste drum. Și copilul dă să iasă în stradă, care era o matură astăzi cu familie. Dar nu a ieșit în stradă, pentru că atunci când m-a văzut, o trântit ușa și a plecat înăuntru. Frate Cristi, e frig la mine în casă și e frig la mine în inimă. Nu mă mai caută nimeni. De ce trebuie să sufăr din cauza pocăinței lucrurile astea? Știți ce i-am spus? I-am spus, sunt copii care ne caută numai de Revelion și prieteni care ne caută numai de Crăciun. N-ați pățit asta? Nu vreau să supăr pe cineva. Câte mesaje ați primit pe WhatsApp de Crăciun și de Revelion? Doar de Crăciun și de Revelion. Oamenii trimit mesaje. Copy-paste de la altul, o luat de la cineva, l-o trimis și el mai departe. Dar omul ăla care ți-a trimis mesaj, te-a sunat în timpul anului. Îi spuneam acestei femei în vârstă, acestei doamne în vârstă, când copilul dumneavoastră nu te părăsește și când oamenii de lângă noi se întorc cu spatele la noi, există cineva care are brațele deschise. Uitați-vă că sunați la Orange și vă pune să stați un sfert de oră, jumătate de oră la telefon. Dacă când ei vă sună pentru actor, trebuie să răspunzi. Uitați-vă că oriunde mergi și aveți nevoie de servicii publice, stăm la coadă, pentru că suntem în România secolului 21. Vreau să vă spun că este o linie unde sun și unde pot să sun în fiecare zi și nu sunt niciodată ocupat. Și asta e relația și telefonul cu cerul. Te pui pe genunchi, spui câteva cuvinte și simți pe Dumnezeu aproape. Dacă vrei între tine și semenii tăi să se facă cald, să dispară frigul ăsta, apropie-te de Dumnezeu. O spus David în Psalmul 16, dacă nu greșesc, sfinții care sunt
în țară. Cu ăștia am rămas, o zis David. Când sunt în spital, ăștia mă mai caută. Câți prieteni avem pe Facebook, nu? Câți se mulțesc, nu? 4.000, 5.000 e limita. O înțeleg și Mark Zuckerberg, mai mult de ce n-ai cum să ai cunoștință. Alea-s cunoștință, nu-s prieteni, oameni buni. Prietenii adevărați îi vedem când avem nevoie să fim vizitați la spital, nu? Nu vin 4.000, nu? Dar vine Iisus Hristos. Pentru aia teama care ar trebui să o ai în viață, nu-i să mulțumești pe toți prietenii, că nu o să reușești, că nici Iisus nu reușește să-i mulțumească pe toți. Teama care ar trebui să o ai în viață e să nu cumva să se facă frig între tine și Dumnezeu. Și dacă poți să fii o lumină, și dacă poți să fii un exemplu pentru semenii tăi, să fii. Că nu există întuneric care să stingă cea mai slabă lumânare. Nu există. Apoi poate să fie frig în inimă, să știți. Geneza 45 cu 26, dacă pot să afișez. Geneza 45 cu 26. Au venit niște copii la un tată. Și au zis că de taică-s-o tată, zice, Iosif trăiește. Și chiar el cârmuiește, prim-ministru în Egipt. Ce-o zis Iacov? Dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Și de ce nu-i credea? Că în urmă cu vreo 15-20, dacă nu mai bine de ani, oamenii ăștia au luat haina lui Iosif, aia scumpă, aia pestriță, aia mai deosebită, o muiat-o în sângele unui țap și o pus-o la taică-s-o în față. Și o zis, tati, iartă-ne, n-am vrut să te rănim chiar așa, dar nu ți se pare că seamănă un pic? Și spune Biblia că taică-s-o plâns zile întregi. Și oamenii ăștia nu l-au luat, să zică Ruben sau Iuda, mă, nu mai plânge, tati, că te-a mințit în față. O sta și s-a uitat la taică-s-o cum plânge, ăsta se zbătea de plâns. Jelea pe Iosif, o crezut minciuna aceea. Și ani de zile, după ani de zile, vin ăștia și spun un adevăr. Un adevăr. Dar în inima tatălui era frig. Era frig. Nu-i mai credea. Poate și în familia ta ai avut astfel de probleme. Poate și copilul tău te-a mințit și acum când s-o pocăie și spune adevărul, stai și te gândești, mă, oare chiar s-o pocăie? Poate o fată sau un băiat ți-a spus niște cuvinte grele și nu mai ai nicio încredere că se va schimba. În urmă cu un an jumătate, mi-a scris o soră, o familie, un e-mail din Spania, de vreo 3 pagini, despre copilul lor, un băiat la 16 ani, un băiat rebel, un băiat care închide ușa și stă ore întregi în cameră, vine numai la masă, se ridică și pleacă, iese afară cu prietenii și spunea sora asta, parafrazat în e-mail, frate Cristi, s-a făcut frig la noi în familie. Nu ne mai ascultă. Ne trântește ușa în nas, comentează și nu intru la alte păcate pe care acest băiat a început să le facă. Frate Cristi, ce sfat ne dai? E greu să dai sfaturi când copiii tăi încă sunt mici, copiii tăi încă merg și tragi plahuma peste ei, e ușor, nu? E greu să-ți dai sfaturi. Nu mai știu ce i-am spus atunci, dar vreau să vă spun că în urmă cu o săptămână eram în Spania la o biserică. O familie m-a invitat la masă, eu habar n-aveam că exact familia aceasta e familia care mi-a scris acel e-mail. Nu mi-au spus lucrul acesta. Am văzut pe un băiat care se camferea de noi. Ieșa, nu prea îi plăceau discuțiile din Biblie, încerca să ocolească subiectele. Am zis, mă, o fi, și alții puții sunt la fel. Îmi spunea mama aceasta în e-mail, în mână cu un an jumate, frate Cristi, soțul meu, lucrează la 40 ceva de grade în Spania și postește câte 3 zile și nu mănâncă și nu bea toată ziua și nici seara. Ia 3 zile de post fără cină, mănâncă o zi, două și apoi iară ia alte 3. Cu speranța că într-o zi Marius se va schimba. Frate Cristi, nu știu nici ce să mai facem. Vreau să vă spun, dragii mei, că la ultimul program din acea biserică, cu câteva ore înainte să plec la aeroport, m-au așteptat câțiva tineri la ușă, părinții plecaseră. Și erau vreo 7-8 băieți care se stăteau unul lângă altul și au zis, de Cristi, vrem să intrăm toți la mărturisire. Al treilea sau al patrulea a fost un băiat blond, de vreo 17 ani. O venit la mine și a zis, știi cine sunt? Nu știu.
Știu că am mâncat la tine acasă astăzi. O zis, maică mi-a tot scris un e-mail în urmă cu un an și ceva. Și am zis, de unde știi? I-am spart e-mailul, zice. Deci, de toate le-am făcut, zice. Am spart e-mailul, știu ce s-a scris maică mea, știu ce i-ai spus tu la maică mea. Frate Cristi, în seara aceasta vreau să mă pocăiesc. E prea mare frigul la noi în casă, e prea mare distanță dintre mine și tata și mama. M-am săturat să-l văd pe taică meu cu buzele crăpate, cu fața subtă, venind de la lucru, făcând duș și mergând la culcare și mâncarea pusă în frigider. Frate Cristi, mă mai iartă Dumnezeu. Și am zis, nu există tânără, adult, bătrân, care să aibă lacrimi în ochi și Dumnezeu să nu fie mișcat. M-au zis ce spun. Frate Cristi, poți să te rogi pentru mine? M-am rugat pentru el și în timp ce puneam mâna pe el, dragii mei, nu puteam să țin mâna pe el pentru că se scuturau băiatul acesta de plâns. Și am zis, du-te acasă. Și spune tatălui tău că de astăzi poate să mănânce. Spune mamei tale că de astăzi nu o să mai fie frig în casa voastră. Că este ceva ce poate aduce căldură și asta e cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e nașterea din nou. Ai încercat să-ți rezolvi problema cu copiii, că și-ai crezut că dacă îi dai o mașină te va iubi. Îți zic eu ce va face, te va urâ mai mult. Că lucrurile care le primim ieftin în viață nu le prețuim. Mă credeți ce spun? Ai încercat să-l dai la germană, la engleză, să fie educat. E un lucru foarte bun. Te invit astăzi să stai înaintea lui Dumnezeu dacă e frig în familia ta și să spui, Doamne, am un soț care nu mă iubește. Am o soție care nu mă mai respectă. Am copii pentru care am muncit 12 ore pe zi și acum nu mai dau 2 lei pe mine. Și să spui cum spune cântarea, Doamne, vino și în casa mea. Nu numai când furtuna e grea, că unii îl cheamă pe Dumnezeu numai când au probleme cu apendicita. Unii îl cheamă pe Dumnezeu numai când au probleme și au de plătit facturile. Unii îl cheamă pe Dumnezeu numai când la divorț. Deja o să băga procesul și acum, hai să merg. Doamne, poți să vii și tu. Eu te chem astăzi să-L chem pe Dumnezeu, nu mâine. Și când intră El în casa ta, chiar dacă nu ți-ai permis să faci un șemineu frumos, chiar dacă nu știu, n-ai nu știu ce confort, poate stai într-o chirie. Ascultă-mă, Dumnezeul meu nu se uită la ceea ce avem, se uită la ceea ce suntem. Și știe că suntem făcuți de mâna Lui și suntem făptura Lui. Și că a investit în noi Duhul Lui și că a murit pentru noi Fiul Său. Dar vrea să ne vadă că nu mai e frig în casele noastre. Pentru că ultimul stadiu pe care îl poate aduce frigul e un trup rece. E un trup rece. Ai tot amânat. Mai întâi între tine și Dumnezeu, ai spus că nu-i grav. Apoi între tine și familie, nu-i grav. Apoi inima. Și când inima s-o răcit, nu-ți mai rămâne decât trupul să se răcească. Auziți? Marcu 1 cu 31. Era aici o soacră. Soacră lui Petru. Acum fac o paranteză. Pe femeia aceasta au apucat-o frigurile, nu știu. Putem să luăm și metaforic, nu? N-ați observat între soacră și noră ce iarnă grea e? Zici că ești la Polul Nord, de multe ori. Zici că e minus 40 uneori. Și parcă se distanțează. Și ea își sună mama, el sună tata, dar ea nu sună soacra, știți? Și atunci parcă se distanțează așa și... Dar ce îmi place la Petru, dragii mei, vă rog, în paranteza asta, hai să învățăm un principiu frumos. Biblia spune că i-au spus lui Iisus îndată despre ea. Ce frumos e când ai probleme cu soacra, cu părinții, nu știu cu cine ai probleme, să nu spui la alții despre problemele care le ai. Să-i spui lui Iisus despre problemele care le ai. Că atâția sunt lângă noi care de-abia așteaptă să ia problema noastră, să o ridice la pătrat și să o împrăștie la alții. Ce slăviți, are probleme, zice, ți-am spus că o să aibă probleme. I-am spus, nu să-l ia pe aia, că are probleme. Iisus nu face așa. Știi ce face Iisus? Nu-ți ia problema și o împrăștie în toată România și o pune pe Facebook sau pe YouTube. Iisus merge și se confruntă cu problema personală. Deși a avut agenda ocupată, deși era, îl îmbulzeau mulțimile, spune Biblia, El a venit. A apucat-o de mână. Vreau să vă spun că pe mine m-au apucat mulți de mână în viață ca să mă tragă în jos. Dar Iisus nu face, nu te ia de mână ca să te tragă în jos. Au apucat-o de mână și a ridicat-o. Și au lăsat-o frigurile.
Și acum vreau să înțeleagă și soacra ceva. Iertați-mă. Și îndată ea a început să slujească. Eu n-am văzut soacra care să bată spitalele din Baia Mare la reanimare, să viziteze bolnavi și să aibă probleme cu nora. N-am văzut. Eu n-am văzut socru care să meargă la penitenciară astăzi, mâine în Oltenia cu ajutare, poi mâine la Vaslui, poi mâine la Crăpa Lemne și să ai probleme cu ginerii. Ați vă observat? N-am. Dar nu există așa ceva. Femeia asta s-a dat seama că a făcut o greșeală mare în viață. A zis, măi, eu pot să stau, zice, liniștită pe fotoliu acasă, că, zice, ginerele mele umblă cu Iisus. Eu stau, zice, eu cu comentariile, zice. Ați observat? Câți comentează și câți joacă, nu? Eu cu comentariile, zice. Dar ea a înțeles după ce a venit Iisus și a vindecat-o și a lăsat-o frigurile, a zis, ca să nu mă mai apuce frigul din nou, trebuie să-mi dau seama de ceva, că trebuie să slujesc și eu pe Iisus. Doamne, ajută-mă la asta. Că omul care face mișcare nu îl apucă frigul, n-ați observat? Cel mai ușor se moare înghețat. Cea mai ușoară moarte. Moartea de îngheț. Temperatura trupului nostru, dragii mei, este la 37 de grade. În momentul când urcă, ne speriem. În momentul când coboară, ne speriem. Doctorii spun, undeva pe la 31 de grade, 30 de grade, ești cam pe final. Și sunt mai multe modalități prin care doctorii sugerează că un om care e cuprins de îngheț poate fi reabilitat. Dar mi-a plăcut una dintre ele. Nu le spun pe altele, poți să pui sticle cu apă caldă pe lângă gât, în fine. Una dintre ele care o recomandă doctorul este să pui un om viu lângă el, plin de putere, care să-l ia în brațe. Vreau să vă spun astăzi ceva frumos. Dacă vă veți pocăi, dacă vă veți integra într-o biserică, veți avea oameni care o să vă ia în brațe. Amin. Când am fost în spital, nu au venit colegii de la serviciu la mine. Au venit frații și surorile. Ei m-au sunat. Nu m-a întrebat șeful prea multe. Numai de ce m-am luat cu cel de medical, că am lăsit cam mult de la firmă. Dar frații și surorile au fost lângă mine. Când am fost în probleme și necaz, îmi duc aminte că eram cu soția la o naștere foarte grea, la prima naștere, și aveam în telefon sute de numere de telefon. Dar am găsit câțiva la care am știut că dacă le trimis SMS, nu-mi spune, o să mă rog pentru tine. Știi ce vor spune? Acum mă plec pe genunchi. Nu o să mă rog peste un an, când mă amintesc. Și am trimis SMS la câteva persoane apropiate, s-au rugat și problema s-a rezolvat. Poate simți că îngheți, poate simți că ești izolat. Lupul nu vine la oaia aia care e în mijlocul turmei lângă păstor, știți, nu? Lupul vine la oaia aia care stă izolat. Asta e problema secolului 21, singurătatea. Te retragi la o parte și mori încet de îngheț. În această seară, mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze cu căldura Evangheliei sale. Cu focul Duhului Sfânt. Ca în momentul când a coborât Duhul Sfânt, nu s-au arătat niște țurțuri de gheață, ci niște limbi de foc. E mare diferență. E mare diferență. Doi. Un al doilea element al iernii este gheața. Și Biblia ne vorbește despre gheață folosind termenul alunecare. Galateni 1:6. Putem aluneca când nu rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Mă mir, zice Pavel. Dar de ce te miri, Pavel? V-a schimbat proiectorul? Nu de aia mă mir, zice. A schimbat orga? Nu de aia. Mă mir, zice, că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat la o altă evanghelie. La o evanghelie a prosperității, la o evanghelie care spune, auzi, dacă te pocăiești, nu o să mai ai treabă cu necazurile și cu bolile. Eu vreau să vă spun astăzi altceva. Dacă vă pocăiți, o să aveți mai multe probleme ca înainte. Și nu cred altă evanghelie. Pentru că a spus Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Iisus Hristos nu i-a spus, Dumnezeu nu i-a spus la Daniel, auzi, dacă tu ești pocăit, te scap de lei. Nu. Nu te scap de groapa cu lei. Nu. Dar te scap din groapa cu lei. E mare diferență. Nu te scap de cuptor. Din potrivă, de 7 ori se va mări cuptorul. Nu se scap. O să fie bol, necazuri, probleme. Dar este unul care coboară cu noi în cuptor. Și reglează temperatura și o pune pe acea temperatură care să ucide numai legăturile. Să ardă numai legăturile.
Alunecăm, știți când alunecăm? Când nu ne întărim chemarea, spune Petru. 2 Petru 1 cu 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, când o să mai cădeți pe gheață? Niciodată. Niciodată. Dragii mei, care sunt drumurile pe care mergem astăzi? Mi-aduc aminte, când eram copil, trebuia să mă duc să mul vaca, ce binecuvântate vremuri erau alea. Nu era YouTube atunci. Dreptea că tot YouTube îmi dădea. N-aveai timp atunci să stai 5 ore să scrii mă plicti cu capa, nu? Nu aveai timp atunci de așa ceva. Nu te gândeai să faci așa ceva, nu? Am vrut să prind un pic și tinerii ca să nu-i pierdem, că-i oferă un sfert deja. Dar erau vremurile binecuvântate atunci și aveam o teamă. Dimineața știam că e gheață pe drumul spre Graști. Și uneori mai cădeam. Mă vreau să vă spun că atunci când ești copil și cazi, te ridici ușor. Când cazi la vreo 60 de ani pe gheață, te ridici foarte greu. Și dacă te ridici, rămân vânătăi. Pentru aia Biblia ne iese în față și ne spune, atenție foarte mare la drumurile pe care mergem, că multe căi se par omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Eu vreau să vă pun o întrebare, dacă ai ști că acum pleci de aici și peste 300 de kilometri ajungi într-o prăpastie, te-ai mai porni? O, câți oameni merg spre iad. Pentru că au multe posibilități. Este o singură cale care merge spre cer și pe care vă promit că nu există gheață și nu există alunecare. Și asta se numește calea îngustă. Dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu pe oamenii răi care nu vor să se pocăiască, la care le place păcatul, Dumnezeu îi îngăduie să alunece. Psalmul 73 cu 18. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Că drumul spre iad e așa, de sus. Păsanie. Dar ce face Dumnezeu cu sfinții? Știți ce face Dumnezeu cu sfinții? Psalmii 18 cu 36, auziți. Ce face Dumnezeu cu omul care în această seară vrea să se pocăiască? Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu mi-alunecă glesnele. Slăviți să fie Domnul! Extraordinar! Dacă în 2018 ești aici, prezent și ai rămas în picioare, înseamnă că a fost o mână care te-a protejat. A fost un Dumnezeu când alții au alunecat la vale, tu ai rămas în picioare. Pentru că a fost cineva care te-a ținut în picioare. Dragii mei, putem spune ca și salmistul în Psalmul 66 cu 9, El ne-a păstrat sufletul în viață și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. N-avem niciun merit mai mare ca alții. Totul e meritul jertfei sale, că a fost lângă noi, că ne-a protejat. Vrei să ai de astăzi siguranța că pe unde calci e drumul bun și nu o să aluneci? N-am zis că drumul e ușor. E diferență între drum bun și drum ușor. N-am zis. Poate fi drumul bun să urcând, dar nu va fi ușor. Nu o să fie gheață pe el, dar o să fie pietre, mărăcini, spini. Îmi scria cineva, frate Cristu, un mesaj, eu vreau să fiu un spine pentru tine toată viața, zicea. Am zis, extraordinară meserie, nici la mai așa ceva, mai rar, nu? Nu știam să-i răspund, să nu-i răspund. Poate se uită și live. Nu știu, nu? Dar am vrut să-i spun că spine Dumnezeu îi aruncă în foc. Nu? Ce vrei să fii? Un spine vrei să fii? Să trăiești 60 de ani și să înțepi pe alții? Să ai un ac în mână și să înțepi? Sau să ai un ac șoață și să faci haine la alții? E mare diferență. Nu? Unii se mire ca alunecă. Oameni buni, dacă eu acum pe zăpadă și alunec, nu mă mir ca alunec. Nu? E foarte important să n-aluneci, să ții pe mână pe cineva mai mare și mai matur ca tine. Al treilea copil al nostru se numește Ianis, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Îl țin de mână, mă duc cu el la cumpărături, îl țin de mână și îl mă ține de mână. Și când intrăm în Oșan, vrea să mă duc cu el, știți? Să uite așa, îmi zâmbește frumos. Știți unde vrea să mă duc? Acolo unde e raionul cu jucării. Dar el mă ține de mână, știți? Eu vreau să mergem la ulei, la zahăr, la ceea ce ne trebuie, nu? Nu la ceea ce ne place, că e mare diferență în viață. Dar uneori nu-l judec pe copilul meu, pentru că așa fac și eu cu Dumnezeu uneori. Îl iau de mână și vreau să mă duc cu el numai unde îmi place mie. Și el mă ia de mână și zice, Cristi, nu vrei să vii la zahăr și la ulei, la săraci?
La spital, nu vrei să vii cu mine? Că am fost și ați venit? Ați venit. Dacă ați venit. Dragii mei, ca să ții pe cineva de mână, trebuie să fii aproape de tine. Nu poți să ții pe cineva de mână wireless. Poți să vorbești cu cineva la distanță. Tehnologia ne permite asta. Dar eu nu pot să vă spun astăzi că mă înțeleg bine cu soția mea, dar ea e la 1000 de kilometri de mine și ne vedem o dată pe an. Mă înțeleg foarte bine cu ea. Nu? Voi credeți ce vă spun? Păi eu dacă o țin pe soția mea de mână, înseamnă că e cu mine 24 din 24. Că e împreună cu mine. Unii spun, Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu e cu mine, frate Cristi. La Crăciun și la Paște, mă uși eu la el, mă duc și eu să văd și eu ce mai face. Dragii mei, ascultați-mă astăzi, Dumnezeu spune, dacă vrei să mă ții de mână, lasă-mă să fiu lângă tine, să fiu aproape de tine. Enoch nu umbla cu Dumnezeu la sărbători. Enoch umbla cu Dumnezeu în fiecare zi. E mare diferență. Păi eu nu ies în fiecare zi numai cu cel din, cineva care mi-e foarte apropiat. Foarte apropiat. Una e să vorbești cu Dumnezeu odată la câțiva ani, câteva luni. Că mulți vor în spital, Doamne, unde ești? Acum că am probleme, am analizele, nu mi-au ieșit bine. Și Dumnezeu spune, știi unde sunt? Acolo unde m-ai lăsat ultima dată. Din 25 decembrie n-ai mai umblat cu mine. Acolo sunt. Întoarce-te înapoi, dromaderă iută de picior, spune profetul. Privește-ți urma pașilor în vale, vezi că a fost un sen giratoriu unde m-ai părăsit, întoarce-te și dă-mi voie să te iau de mână. Și dacă îmi dai voie să te iau de mână, lasă-mă să te duc eu, spune Dumnezeu. Psalm 73 cu 23, însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă opresc să vă mai spun ceva, dragii mei, un îndemn din partea Domnului. Nu ține cu dreapta telefonul, volanul, lucrurile materiale, vorbesc metaforic. Ține cu dreapta pe Dumnezeu și cu stânga lucrurile materiale de care ai nevoie. Că dacă pierzi lucrurile astea și îl ții mai departe pe Dumnezeu de mână, n-ai pierdut nimic. Să știi. Unii ar vrea cu dreapta să țină și pe Dumnezeu și relațiile și anturajul greșit și glumele și beria și țigara și curvia și pornografia. Și apoi se mire că de ce n-ajung în cer. Dragii mei, eu nu pot să fiu cu Dumnezeu o veșnicie și aici numai să mă văd cu El o dată pe an. Eu acum înțeleg mai bine ce Dumnezeu spune în Matei 25, nu v-am cunoscut, oameni buni, cum nu mai cunoști? Păi n-am cum să cunosc pe cineva, iertați-mă dacă îl văd o dată pe an sau o dată la 2 ani. Eu cunosc pe cineva care în fiecare zi mă întâlnesc, nu? Psalmul 119:9, ce frumos spune despre cuvântul care curățește calea noastră, care binecuvintează tinerețea, familia. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se, auziți, curată, fără gheață. Curată. Curată. Cum te lupți cu iarna din jurul tău? Mi-aduc aminte, citeam despre un băiat vagabond care, într-o seară rece, într-o iarnă grea, pe un viscol complet, conștient fiind că nu mai poate dormi încă o dată sub poduri, a mers la un polițist care dirigea circulația și a spus, doamnă polițist, zice, știți vreun loc unde pot să dorm? Doar o noapte, să dorm și eu undeva pentru că e tare frig afară. Și dacă mă culc afară, nu mă mai trezesc. Și polițistul a spus, du-te undeva pe o stradă, mai jos, este o casă mare albă, bate la poartă, va ieși afară o femeie și te va întreba ce vrei, ce dorești. Tu să spui un singur cuvânt. Ioan 3:16, să spui. Atât să spui. Copilul nu știe ce să creadă. Că ce înseamnă Ioan 3:16? Dar auziți-mă, dacă a spus nenea polițist așa, eu îl cred pe cu polițist. Și-a mers. O bătut la poartă, ești o femeie afară. Și-a întrebat femeia, ce dorești, ce vrei? Și el a spus, Ioan 3:16. Și femeia a deschis poarta larg și a zis, vină înăuntru. Și înăuntru era un foc, era căldură frumoasă. L-a pus acolo să se dezghețe copilul, să se încălzească. O mers în bucătărie să pregătească de mâncare și copilul se uita la focul acela din șemineu, la căldura care era în casă și se simțea bine. Și se întreba în gând, ce înseamnă Ioan 3:16? Și tot el își dădea răspuns și spunea așa, nu știu ce înseamnă Ioan 3:16, dar știu că poate încălzi un băiat înghețat. O venit femeia cu mâncarea frumos, i-o pus-o pe masă.
s-a retras în bucătărie ca să nu se simte băiatul jenat. Și în timp ce el mânca bunătăți de care numai în reclamele de pe stradă l-a văzut. În timp ce el mânca se gândea, ce înseamnă Ioan 3:16? Și tot el și-a dat răspunsul, și-a spus, nu știu ce înseamnă Ioan 3:16, dar știu că poate sătura un băiat flământ. Apoi femeia i-a spus, măi, de când mi-ai făcut un duș, o baie? Și el a zis, de asta vară, de când am deschis, am reușit să deschid un hidrant din centrul orașului. Dar n-am mai făcut. Și-a zis, vină cu mine, hai să te duc să... Și în timp ce se spăla, se gândea, ce înseamnă Ioan 3:16? Și tot copilașul a zis, mă, nu știu ce înseamnă Ioan 3:16, dar știu că poate... Poate curăți un băiat murdar. Apoi a mers sub plapumă, într-un pat călduț, dar nu putea să doarmă, se uita cum ninge afară și știa ce frig e afară. Și ceva nu-i dădea pace să doarmă. Ce înseamnă Ioan 3:16? Ce cuvânt e ăsta? Și înainte să doarmă, și-a dat singur răspuns. O zis, nu știu ce înseamnă. Dar știu că poate odihni cel mai obosit băiat. Dimineața l-a așteptat femeia jos. Și înainte să plece, l-a întrebat și a zis, știi ce înseamnă Ioan 3:16? Și l-a zis, nu știu. Dar am simțit ce înseamnă. Nu știu, dar am simțit. Și femeia i-a spus ce înseamnă Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine, mă auzi, oricine, crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Copilul îngenunchiat acolo și-a spus, Doamne, îmi dați voie să plec cu Ioan 3:16? Poate nu o să mai fie fric. Poate nu o să mai rabd foame. Aș vrea și la alte case unde o să bat să mi se deschidă. Și-a îngenunchiat acolo și l-a primit pe Iisus ca mântuitor în inima lui. Pentru că există ceva ce poate îndepărta gheața, frigul, iarna din inima oricăruia. Și ăsta e cuvântul lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu. Simți că e gheață în inima ta? Simți că e frig, că ești murdar, că ți-e foame? Uitați-vă că nimic din lumea asta nu ne satură, oameni buni. O spera românică de Crăciun, dacă își iau ceva la reducere, să fie ce mai, o să aibă sărbători fericite. Până am văzut că au venit și vecinul cu ceva mai frumos. O zis, mă, de Black Friday, zice, trebuie să-mi iau de la EMAG ceva neapărat. Și-o luat. Și ce-o câștigat? Nimic. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, tot ce e material în inima noastră poate fi împlinit material, dar nu e numai material în inima noastră. În noi este ceva care se numește Duhul lui Dumnezeu, care strică și tânjește după prezența lui Dumnezeu și până nu împlinești partea asta, materialul nu te va împlini cu nimica. Și când împlinești partea asta și dacă nu mai ai nimic material și dacă îți pierzi sănătatea și pierzi tot ca și Iov, a spus Habacuc în 3:17, 18, 19, îmi rămâne bucuria mântuirii. Și mă apropii de încheiere spunându-vă că mai este un element specific iernei. Dacă te uiți așa iarna peste sate și privești, există ceva comun la toate casele și asta e fumul care iese pe horn. Știți că Biblia vorbește despre fumul care iese pe horn? Osea 13:3. Cu tristețe, Biblia spune despre unii oameni. De aceea ei vor fi ca norul de dimineață. Ca roua care trece repede, ca pleava suflată de vânt. Ca fumul care iese din horn. În Osea 6:4 spune Biblia, ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. Dragii mei, profetul Osea aici simte tristețea lui Dumnezeu a unor oameni care vin la evangelizare în ianuarie, și până anul viitor, în ianuarie, nu mai vin. A unor oameni care au colegi pocăiți la locul de muncă și care spun, mă, zice, îmi place. Tu ai o singură soție, ai o singură nevastă. Voi vă înțelegeți bine? Într-o zi și eu o să fiu așa ca și voi, da? Zice, deocamdată, zice, nu. Dar îmi place, zice. Biblia îți trage un semnal de alarmă în această seară și spune așa. Dacă pocăința ta e ca și fumul care iese pe hor, ca și norul care e pe cer, dacă evlavia ta ține numai atunci când totul e ok, totul e bine.
Dacă vine sămânță la tine pe pământ, spune pilda semănătorului, ce folos că vin spinii și o neacă? Îngrijorările vieții. Dragii mei, dragi surori, Biblia are necaz pe oamenii care aud o predică și nu ascultă o predică. Oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl împlinesc. Și vreau să vă pun câteva întrebări retorice. Cu ce mă ajută dacă aud semnalul sonor de la barieră, dar nu mă opresc? Cu ce mă ajută dacă aud sfatul medicului, dar nu iau medicamentul? Cu ce mă ajută dacă aud alarmă dimineața la telefon și apes pe snuz? Să mă ia mână un pic. Cu ce mă ajută că m-a sunat cineva dacă nu răspund? Că nu am putut să-l aud. Dragii mei, într-o zi Samuel merge la el și spune, Eli, am auzit ceva, am auzit o voce. Și Eli nu spune către Samuel, Samuel, du-te, culcă-te și spune vocea aceleia, vorbește, Doamne, că robul tău aude. Că noi nu avem probleme, oameni buni, cu urechile astea fizice, noi avem probleme cu urechea inimii. Iisus Hristos, când a zis cine are urechi de auzit să audă, nu a zis către leproși la care le cădeau urechea sau nasul sau mâna. Iisus a vorbit unor oameni care erau perfect sănătoși din punct de vedere medical. Tensiune de aviator, glicemie perfectă, fără diabet, fără probleme, fără hepatită. Și Iisus spune cine are urechi de auzit să audă. Doamne, ce vrei să spui? Avem căști în urechi cumva? Auzim altceva, auzim, nu știu ce, lucruri care nu-ți plac. Nu, o zis Iisus Hristos, ceea ce nu-mi place este că voi auziți cu urechea, dar nu intre cuvântul în inime și în minte, nu lăsați să vă prelucrez. Și a mers Samuel. Știi ce a vrut să spună Eli, oameni buni, în ziua aceea? Samuel, tu să nu faci ca mine. Și iertați-mă că parafrazez, ca să aduc în timpul nostru. Cam și eu prorocii pe WhatsApp, o zis Eli. Ascult și eu predici pe YouTube. Dar copiii mei fac lucruri mizerabile. Am auzit și eu. Sunt la finalul vieții, Samuele, și am o problemă. Eu n-am ascultat. Tu să nu faci ca mine. Când vei auzi vocea aceea, să spui, vorbește, Doamne, că robul te ascult. Frate, surori, stimați prieteni, mă uit la voi cu dragoste, cu iubire, dar în același timp cu teamă, că într-o zi se va ridica Sodoma și Gomora în picioare, care n-au avut decât un Lot care predica, ci și ăla cu inima strânsă, că ginerii nu l-ascultau. Și o să zic că alte țări și alte orașe și alte cetăți, dacă am fi avut evangheliști și cântăreții care i-ați avut voi, nu ne-ar fi trebuit 1243 de prebii să ne pocăim. Ne-ar fi fost de ajuns un cuvânt. Știți că Iov și Avram, oameni buni, n-au avut o literă scrisă din Biblie? Dar când au auzit vocea lui Dumnezeu, n-au auzit-o. Nu da casca jos, Doamne, zice, că eu mă uit mai departe la meci. Dar zi repede ce? Dar nu cumva să depășiți om, că trebuie să prind serialul. Nu așa au făcut. O zis, Doamne, spune-ne, ce vrei? Și o zis Dumnezeu către noi, fă o corabie noi. Și Dumnezeu s-a uitat și a dat tot planul la noi. Și noi au muncit 10 de ani. Spun teologii Bibliei, aproximativ 70-80 de ani, o lucra pe corabia aceea. Voi vă dați seama când mergea noi să cumpere cuie. Ce spunea ăla care îi vindea cuie? Sărman. Te lucră pe prostia aia, zice. La mie zice, convine, că oricum vând cuie. Mergea noi să cumpere lemn. Și ăștia zicea, dar încă mai trebuie? Zice, dar ce vrei să bagi acolo? Animale. Ești nebun. Dar noi eu știu că Dumnezeu când vorbește, El nu vorbește ca să se afle în treabă. Dumnezeu nu pune întrebări cum pun oamenii, ce mai faci? Și tu vrei să-i spui ce faci, omul zice, mă grăbesc, zice. Nu. Dragii mei, spune Ioan 13 cu 17. Nu Ioan 3 cu 17. Nu Ioan 3 cu 7, Ioan 13 cu 17. Dacă știți aceste lucruri, Biblia nu spune ferice de voi că știți, că aveți diplomă. Foarte bine zice, știi Psalmul 23, extraordinar. Nu, Biblia spune, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Biblia spune că Irod
Marcu 6:20, se temea de Ioan. Că păcătoșii se tem de sfinți, să știți. Un grup care fură motorină la servici se teme de un pocăit care nu fură motorină. Știu caz. Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa cum. Neprihănit și sfânt. Păi așa neprihănit și sfânt a fost ăsta, că și președintele țării a auzit de el. Îl ocrotea. Voi vă dați seama ce înseamnă să ai protecția SRI-ului de România. Să ai protecția lui Iohannes, să ai protecția unor oameni, nu? Eu dacă eram în locul lui Ioan, stau și mă gândesc, mă, când o să stau față în față cu Irod să-i predic o predică, ce o să-i predic? Deci să știi că omul ăla te protejează, te ocrotește, omul ăla a zis, băi, nu vă legați de el, că vă legați de mine. Și la Irod i-a plăcut foarte mult de Ioan cum predica. Dar în inima lui Irod era iarnă și era gheață și era păcat și era prea curvie. Și într-o zi o zis Ioan către Irod, Irod, până acum am predicat despre evrei și m-ai dat like la predică. Și ți-a plăcut. Dar astăzi am un mesaj special. Irod, nu-ți este îngăduit să trăiești cu nevastă fratelui tău. I-a plăcut la Irod predică, așa-i? Știți de ce îi plac la unii din colegii voștri de voi? Că nu le-a spus încă adevărul în față. Atunci vezi cine te mai place, când îi spui adevărul. Și-o zis Irod, bun, zice, după predica asta, zice, eu care te-am ocrotit, eu te bag la pușcărie. Puteți să zic că eu am, Irod zice, mă, dar ce, am văzut poza cu aia, zice, dar zice, bine să o stați, zice, dar auză, n-ai un costum armani pentru mine, că numai în haine de capră, de cămile, zice omul. N-ai și pentru mine ceva. Dar vă stă fain, am văzut ieri la mall, zice. Bă, dar ce bine, like-uri, zice, 1000 de like-uri ați prins la poză. Voi vă dați seama ce integritate a avut omul ăsta. Să stai față în față cu regele și să-i spui în față păcat. Pentru că Ioan a știut, mie nu-mi trebuie protecția regelui. Eu am protecția regelui regilor. Mie nu-mi trebuie ocrotirea și aplauzele împăraților. Dacă pierd voturile, dacă pierd ceea ce colegii de școală, servici, atracția, aplauzele șefului, nu mă interesează. Eu nu vreau să pierd, o spus Ioan, pe Dumnezeu. Că între mine și el nu-i frig. Dragii mei, poate sunteți botezați unii de 30 de ani. Poate unii nu sunteți botezați. Poate unii aveți acasă Biblia, King James, Cornilescu și alte versiuni. În inimă avem? Am o frică, ca și tânăr slujitor, să nu cumva să intre în inima mea gheață și frigul. Să te ridici la amvon și să nu mai simți nimica. Să te rogi și să nu mai ai un cuvânt în alte limbi. Și nu mai spun altele. N-ai frica asta și tu. Că văd lângă mine tineri care au frică să nu cumva să le intre iPhone-ul 6 în apă. Văd lângă mine părinți la care le este frică nu cumva să-și piardă jobul. În această seară am cântat o cântare de dor la început. Dragii mei, una e să spui, mi-e dor de tine, Doamne, și alta e să demonstrezi prin lacrimi, prin fapte, prin rugăciune că ți-e dor de el. Știți că fumul deranjează, focul încălzește? Poate în urmă cu mai multă vreme stăteai pe genunchi, stăteai față în față cu Dumnezeu și simțeai o căldură. Poate în urmă cu mai multă vreme, când ți se spunea despre Dumnezeu, nu te deranja. Acum, subiectul preferat poate e politica, sportul. N-ai vrea astăzi să simți din nou dorul acela care l-aveai mai demult? Frate și soror, viața noastră trece. Prietenia pe care am vrut să impresionăm cu bani care nu-i avem, cu lucruri pe care nu ni le permitem, ăia într-o zi vor pleca de lângă noi. Și va rămâne unul singur, Dumnezeu, care va spune, du-te sau vină. Nu să poți să stai 24 din 24 de ore în prezența Lui în veșnicie dacă aici te plictisești de cuvântul. Dacă aici nu simți un foc care te arde. Se moare lângă noi. Și nu suntem anunțați. Nu ne dă nimeni garanția că ajungem la 120 de ani. Și dacă ai ajuns la 120 de ani, nu poți să ajungi la 200 de ani.
N-ai vrea când vei pleca din lumea aceasta să se spună despre tine că a fost un om care a umblat cu Dumnezeu? Că a fost un om care a simțit o pasiune pentru Dumnezeu la fiecare pas? A fost o persoană care n-avea mai drag nimic decât Biblia? Atunci când și-a pierdut telefonul, nu a intrat în panică. Dacă nu-și găsea Biblia, zice, nu a putut să doarmă în seara aceea. Frați și surori, stimați prieteni, trece o zi din viața voastră fără să vă puneți pe genunchi? Trece o zi din viața ta în care să nu spui la cineva despre Iisus Hristos? Am fost sunat anul trecut de un tată, a 8 copii. Luna august, frate Cristi, poți să vii la o mormântare? Și am zis da. Și am zis cine? S-a zis fata mea de 34 de ani. Și am zis nu pot să vin. De ce? Că ai spus mai întâi că poți să vii. Nu pot să vin. Eu am 31 de ani. Mi-e foarte greu să predic la cineva foarte apropiat de vârsta mea, ca și tânăr, ca și tânără. Cum ce să vă încurajez, frate, că copiii mei sunt în viață? Frate Cristi, trebuie să vii. Și m-au spus câteva motive pentru care trebuie să vin. Și am ajuns acolo și m-au tras deoparte într-o cameră. Și au zis, frate Cristi, pe fata mea o cheamă Magdalena. Dar te rog în această zi să predici despre Tabita. Și am zis, stai, nu înțeleg care legătura între Magdalena și Tabita. Și au zis, stai să spun. De la 10 ani de zile, fata mea zice, eu a fost bolnavă cu ficatul. Când alți copii mergeau la școală cu ghiozdanul în spate, noi mergeam cu pansamentul la Timișoara, la Cluj și la București, cu trusa medicală, cu medicamente în sacoșă. Ani de zile numai prin spitale. N-am avut relații cum trebuie să ai în România și n-am avut nici bani cum trebuie să ai în România ca să fii băgat în seamă. Din păcate, de unii. Am așteptat primul transplant de ficat cu multe rugăciuni, cu multă speranță și cu puțin bani. Și-a trecut pe lângă noi. Și ca să nu lungesc, că e târziu, 7 transplanturi de ficat au trecut pe lângă noi. Mă uitam la Magda în fiecare zi, cum se stingea pe picioare. Într-o zi când a venit acasă de la un spital, a zis Magdalena către mine, tati, poți să merg până la Deva să-mi cumperi lână? Și m-am uitat la ea ca tata și am zis, ce vrei să faci tu cu lână? Păi zice, tata, zice, eu nu o să trăiesc mult. Eu așa simt că nu o să trăiesc mult. Da, zice, eu vreau să fac ciorapi la copiii străzi. Dacă știi, tati, vreo familie, că mai mulți copii care stau mai greu financiar, eu vreau să fac ciorapi, să tricotez. Și-o zis, stai că s-o Cristi, o trebuie să mă duc să-i cumpăr câțiva sași de lână. Și-o făcut 10 sute de perechi. Frate Cristi, am avut o fată care toată viața o clocotit pentru Dumnezeu. Pentru aia te rog să predici despre Tabita. 11 milioane și ceva au avut pensia de handicap, de boală. O zis primul lucru când vinea pensia acasă, nu 10%, mult mai mult, punea pentru Dumnezeu deoparte. Mă uitam la ea ca și tată, eu m-am dat demisia de la servici ca să fiu cu ea în spitale, că era mai mult în spitale decât acasă. Mă uitam la ea și știam că iar avea nevoie de ajutor, dar în inima ei ardea un foc și spunea mereu, tati, dacă mai știu familie să ajutăm. Eu scăzut pensia în ultimii 2 ani la 3 milioane jumate, că guvernul nu mai are bani pentru handicapați. Numai pentru inteligență, pentru oamenii deștepți. Și-o zis, frate Cristi, zice, mi-a zis Magdalena că dacă așa puțineți banii, ea nu mai ia medicamente. Că oricum, 24 de ani, nu toate medicamentele cu nimic. Dar au zis, tati, zice, dacă... Am auzit că se face o casă la 10 copii, dacă poți să mergi să cumperi făină, lapte, să facem clătite, să facem gogoș. Și-o vedeam pe Magdalena cum se trezea dimineața cu dorința asta să fac ceva pentru Domnul. Și mergea și se ținea de aragasă și se ținea de mobilă și o mână câteodată mai ținea la ficat.
și întorcea clătitele și făcea gogoșii. Și cu zâmbet îi punea într-o plasă și spunea, tati, pot să merg, eu nu pot să mă duc cu ei. Frate Cristi, acum în ziua morții îmi dau seama că trebuia să o numesc altcumva, să o numesc Tabita. În ultimul an, ziceam, o găseam cu hemoragie aici, la gură. Și veneam în casă și ea era cu Batista la gură și cu Biblia în mână. Și m-a chemat, tati, poți să vii un pic? Și eu meream, credeam că se agravează tot mai mult problema și știam că să vin cu pansament. Și au zis, tati, nu pentru asta. Hai să vezi ce spune Domnul Iisus în Biblie. Zice, hai să vezi ce versetul frumos am descoperit. Tu n-ai hemoragie, așa-i? Când te-o prins ultima dată, părinții, citind Biblie? După mormântare m-a dus în casă și au zis, tati Cristi, vei să vii cu mine. M-a dus în baie, o familie foarte săracă, 8 copii. Toți banii i-au dat pe medicamente și pe cazări în spitale. Și au zis, hai cu mine până în baie. Și m-a arătat baia. Și a zis, ce vrei să mă arăți? Ce legătură e între baie, bucătărie și Magdalena? Au zis, vreți gresa și faianță? Anul trecut, când boala i s-a agravat și știa că pleacă, au zis, tati, eu toată viața v-am fost o povară. Nu m-ați cheltuit cu mine. Eu vreau să rămână ceva în spatele meu. Pot să chem un meșter care să mă învețe să pun grese și faianță. Impecabil era pus. M-a dus în cămară și a zis, vezi borcanele cu murături, cu gemuri? A zis, tati, eu o să plec. Dar vreau să vă las un gust frumos în spate. Și vreau să vă las ceva făcut de mâna mea. Oameni buni, mă uitam la mormântarea aceea, la oamenii care erau acolo și stăteam și mă gândeam, dacă aș fi mers cu Magda prin biserici, câți băieți i-ar fi cerut numărul de telefon? Cât ar fi dat 2 lei pe o astfel de fată bolnavă, în suferință? Câți v-ați fi făcut poze cu ea să puneți pe Facebook? Câți? Puțin sau poate nimeni. Și stăteam acolo și mă uitam și știam că cerul e deschis. Pentru că o fată plină de pasiune, plină de dor după Iisus, o mers acasă. Când am plecat de acasă la mormântare, aveam o sumă de bani pe care un frate mi-o dat să-i dau la săraci. Frate de Cristi, știu că te ocup cu asta, dă la cine vrei tu. I-am ținut acolo câteva zile și când am ieșit din casă am auzit o voce care mi-a spus, ia banii ăștia cu tine. Ce să fac cu ei? Că eu mă duc la mormântare, mă duc la săraci. Ia banii cu tine. Și când am plecat de la mormântare, aceeași voce mi-a spus, dă banii tatălui, lui Magdalena. Am dat banii aceia. Nu au fost banii mei, că dacă erau banii mei, nu vă spun eu. Dar după câteva zile m-a sunat și de Cristi, vreau să spun ceva. Exact când m-a costat toată mormântarea și toate cheltuielile, exact suma aia era în plic. Și am văzut cum Dumnezeu a purtat de grijă Magdalenei și în ultima zi din viață. Mi-a zis, frate Cristi, acest dor era în ea, să se prezinte curată, dar nu cu mâinile goale înaintea stăpânului, înaintea mirelui ei, îmbrăcată în alb, în sicriu. Aș fi vrut să fie acolo camere video, ProTV-ul, Antena 1, dar ei nu vin la asta. Aș fi vrut să se scrie despre ea o carte, dar nu să citesc cărțile astea prea mult, știți? Am plecat de acolo și Dumnezeu m-a dat o lecție. Și v-am spus lecția asta ca să avem motivația aceasta să ne fie dor după Iisus. Dragii mei, mi-este greu să mă prezint în ziua judecății când o fată, 24 de ani bolnavă de ficat, se va ridica în picioare. Ce o să facem noi? Când ea ne va zice, fraților, când eu când am cântat că mi-e dor de el, i-am avut Batista plină și șervețelele nu m-au ajuns. Avea un telefon vechi și când taică-s-o merea să predice, când mai era pe acasă, pe sate, Magdalena le spunea la surori, când tata începe predica să mă sunați, că am minute gratis și nu mă sună nimeni și nu am cu cine să le consum. Dar eu m-am rugat pentru tata și vreau să-l aud cum predică. Spunea Tatiana Topciu, mi-aduc aminte, mi-aduc aminte,
de tinerețea ta când mă urmai cu lacrimi și fior, fără cuvinte, și gata viața însăși să-mi o dai. M-ai fi urmat departe sau aproape, într-un mănos sau fără apă loc, m-ai fi urmat de aș fi cerut pe ape, m-ai fi urmat de aș fi cerut prin foc. Într-un pământ uscat și fără apă, ți eram izvor și hrană și umbrar. Eram eu însumi cel ce te adapă și îndeajuns ți era cerescul har și nu doreai nici hrană și nici haină, nici casă, nici averi, nimic prea mult. Pe atunci, a propășirii tale, haină, era să fii cu mine neîntrerupt. Suprema bucurie, rugăciunea, cântarea în umbra Sfintei Părtășii, zadarnic te chema afară lumea, erai zdrobit de mila ei. Mai știi? În cămăruța închisă pentru lume, în care stam de vorbă fără grai, te dezmierdam, spune Dumnezeu, cu negrăite nume, iar tu fără cuvânt mă adorai. Dorința mea ți era suprema lege, ce fericire în împlinirea sa. Erai copilul meu, eu domn și rege, desăvârșit a fost umblarea ta. Aveai atâta încredere în mine, țâșnită din iubirea ta din tâi, cum aș putea să nu mi-aduc aminte când azi cu mine așa puțin rămâi. Așa am vorbit Iisus prin Ieremia. Asta era scris în carte ceea care a fost arsă. Asta. Ținând în mână ramul de migdal și când și-a sters o lacrimă, mânia s-a ridicat în mine ca un val. Cum am putut să ajung atât de rece? Cum am putut să nu-L mai ador? O, Doamne, pe alături nu mai trece. Mi-a fost de Tine atât, atât de dor. Nu ți-e dor de El în această seară? Cântăm o cântare și apoi ne rugăm și cântarea spune: mi-e așa de dor, Iisus. Haideți să ne ridicăm atunci. Mi-e așa de dor să simt prezența Ta. Prezența Ta. Mi-e așa de dor ca Tu în rugăciune. Să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. Să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. Mi-a atât de dor, Iisuse, după Tine. Mi-a atât de dor, mi-a atât de dor să simt prezența Ta. Să simt că ești în toate lângă mine. Să simt că ești și în bucurii și în dureri, și în suferință și în sănătate. Să simt, să simt mereu prezența Ta, prezența Ta. Să nu mai fie frig. E așa de dor, Doamne, de Tine nopți zi. Să mă mai rog și la 12 noaptea și la 4 noaptea. Aș vrea într-o zi să revii, să ne iei de aici. Să mă plec pe genunchi, să Te simt aproape. Să am lacrimi, să topească gheața din viața mea. Mi-a atât de dor, mi-a atât de dor, Iisuse, după Tine. Mi-a atât de dor, mi-a atât de dor să simt prezența Ta. Să simt prezența Ta. Să simt că ești, să simt că ești în toate lângă mine. Să simt mereu, mereu, să simt mereu că mă ții de mână. Mereu prezența Ta. Mi-e așa de dor, Doamne, să Te văd pe nori într-o zi. Te văd pe nori. Mi-e așa de dor să văd când mă tot uit în sus și aștept să vii, Doamne, să ne iei de aici. Mă duci într-un loc unde să se poartă alb. Să iei, Iisus, aleșii Tăi. Mi-e atât de dor, Doamne, de Tine. Mi-e atât de dor, Iisuse, după Tine. Mi-e atât de dor să simt prezența Ta. Să simt că ești în toată.
simt mereu, mereu prezența ta. Mi-e atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-e atât de dor să simt prezența ta. Să simt că ești în toate lângă mine. Să simt mereu, mereu prezența ta. Dragii mei, îl simțim că e aici. Îl simțim că trece printre rânduri și topește gheața cu cuvintele Lui frumoase, cu Duhul Lui cel Sfânt. Aș vrea să facem o rugăciune în care să-i spunem că ne este dor de El. Vreau să vă spun că sunt aici persoane care nu au simțit niciodată în viață ce au simțit în această seară. Vii dintr-un mediu rece, vii dintr-un mediu al păcatului. Dar vreau să spun astăzi că ceea ce simți în seara aceasta poți să simți în fiecare zi. Dacă umbli cu El, dacă deschizi Biblia în fiecare dimineață, dacă lasă te ia din mână și să te călăuzească, nu să te pun să ridici o mână sau să vii în față, dar vreau o rugăciune care o facem împreună, să-i spui ceea ce te apasă, să vorbești cu El, ca și cu cineva apropiat. E lângă tine, tu nu-L vezi. Că sunt lucruri în lumea asta care nu le putem vedea cu ochii fizici. Dar dacă un orb nu poate vedea soarele, nu înseamnă că soarele nu există, pentru că simte căldura lui în fiecare zi. Haideți să intrăm într-o rugăciune, sincer. Să spunem, Doamne, topește frigul, topește gheața, Doamne. Nu mă fă să fiu ca fumul care iese pe horn. Să plec de aici, Doamne, și evlavia mea să nu țină nici măcar până mâine. Eu vreau să iau niște hotărâri, niște decizii în seara aceasta. Și să rămân, Doamne, cu Tine până la sfârșitul vieții. Să vii și în familia mea. Să vii cu mine la servici. Să împart cu Tine bucuria și necazul. Să pot să-ți povestesc tot ceea ce mă pasă, tot ceea ce simt, Doamne. Că știu că Tu nu o să povestești la alții. Știu că Tu problemele mele le vei lua, le vei duce în fața Tatălui și vei mijloci, Doamne, înaintea Tatălui pentru mine. Cu această credință, cu această speranță, intrăm în rugăciune. Și la final mulțumim și Dumnezeu să ne asculte. Amin. Tatăl Sfânt.
Tată Sfânt care ești în ceruri, îți mulțumim că simțim prezența Duhului Tău cel Sfânt. Ne-a fost dor de Tine, Doamne. Ne-a fost dor să ne mai vorbești, să ne mai mângâi, să mai ridici greutățile și poverile pe care le purtăm pe umeri. Ne-a fost dor, Doamne, să simțim cum Duhul Tău cel Sfânt topește răceala. Doamne, vrem să fie dragostea Ta din nou la lucru. Avem persoane, Doamne, de care ne-am îndepărtat și vrem să ne apropiem din nou de El. Avem semenii noștri, Doamne, de care ne-am îndepărtat din cauza păcatului care a intervenit. Vrem, Doamne, să trimiți, Doamne, neprihănirea Ta, Doamne, sfințenia Ta. Să dăm din nou o mână de pace, să oferim o îmbrățișare caldă unui om înghețat. Să înțelegem ce înseamnă Ioan 3:16. Îți mulțumesc că ești aici. Te rog să mai scrii nume în cartea vieții. Eu știu că Tu nu o să răpești penticostalii sau ortodoxi sau baptiști. Eu știu că Tu o să răpești numai oamenii care au tânjit de dor după Tine. Care nu și-au putut încheia ziua fără să se plece lângă pat, să simte că ești acolo. Care n-au putut, Doamne, să-și împărtășească nimănui secretele, Doamne, ci numai Ție, Doamne. Eu știu, Doamne, că Tu vei răpi, Doamne, numai oamenii aceia care dimineața, când ceața dispare, s-au uitat la cer să vadă dacă nu vii. Pune dorul acela în inimile noastre, Doamne. Nu lăsa compromisul să ne ia. Nu lăsa păcatul să ne fure lacrimile din ochi. Nu lăsa făsărnicia să pătrundă în poporul Tău. Șparavelariet! Nu lăsa să intre răceala în rândul slujitorilor. Adu vremuri de înviorare. Când rugăciunile se mai țină o oră și nu predicile, când să cântăm din toată inima, când să cobor prin Duhul Sfânt și să faci vindecări, vindecă-ne inima mai întâi, Doamne, să Te simțim mai aproape ca oricând, să ne trezim noaptea și să cântăm spre slava Ta. Fii cu noi la despărțire. Nu lăsa să fie o seară ca fumul care iese pe horn. Fă să fie o întâlnire autentică cu Tine. Trezește-ne la o viață dependentă de cuvântul Tău. Nu de promisiunile oamenilor care sunt ieftine. Îți mulțumesc că Te avem aproape. Cum niciun popor nu Te are așa de aproape. Rămâi în noi, rămâi cu noi, dă-ne mântuirea Ta și vino cât mai curând, pentru că ne este dor de Tine, ne este dor de cei care au plecat înaintea noastră. Îți mulțumim că ești cu noi și vei fi cu noi. Slăvit să fie numele Tău pentru toate în veci. Amin. Binecuvântat și lăudat să fie numele Domnului. Ne despărțim din locul acesta cu harul și pacea Sa, să ducem în inimile noastre căldura pe care Domnul a pus-o și să nu rămânem în frig. Amin. Să aveți o seară frumoasă, vă așteptăm și mâine seară de la cerași ore în casa Domnului. Mulțumim celor care au slujit, Dumnezeu să le răsplătească și să-i însoțească. Amin.